declarații. De obicei, este semnalată prezența cetățenilor străini care au antecedente penale zona agresiunilor sexuale atunci când părăsesc o țară și se deplasează în altă țară? Când avem astfel de semnalări, luăm toate măsurile necesare conform metodologiilor noastre. În acest caz nu am avut o semnalare. Și ați luat legătura cu autoritățile de acolo? Nu ați avut o colaborare cu acele autorități din Olanda în privința cetățeanului olandez? Deci nu am primit o semnalare, nu că nu am avut o colaborare. Deci în acest caz, această persoană nu a fost semnalat. Nu și știu de ce. Dar care ar fi cauza faptului că nu ați fost informați? De ce nu ați fost de ce nu am fost informați este problema dânșilor. A mai fost cetățeanul olandez cel puțin de 4 ori în România. Există indicii că ar mai fi comis și alte fapte pe teritoriul țării noastre, cel puțin pentru aceste 4 vizite? V-am spus și ieri și mă repet, este în desfășurare o anchetă penală. Toate ipotezele le luăm în lucru și în momentul în care avem clarificări, vă informăm. Care sunt următorii pași în anchetă acum? Se reface traseul cetățeanului olandez? Ați descoperit dacă acesta ar putea avea complici sau nu aici în țara noastră? La fel vă spun, este o anchetă în desfășurare și luăm toate măsurile necesare și toate ipotezele de lucru. În momentul în care ați vorbit cu cetățeanul străin la telefon, ați luat legătura cu procurorul de caz, ați cerut acordul, cum s-a desfășurat procedura? Cum ați la decis? Toate activitățile desfășurate în caz a fost prezent un procuror. La toate activitățile a fost prezent un procuror. Procurorul general spunea că nu ați cerut acordul. Deci eu vă spun că la toate activitățile a fost un procuror. Și atunci a greșit procurorul general interimar atunci când a spus că nu ați cerut acordul procurorului? Eu vă spun că a fost un procuror la toate activitățile. Când ați vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere în detaliu? Când a început vizionarea? Din acea noapte. Dar volumul de imagini a fost un volum foarte mare. Din acea noapte s-a făcut vizionarea camerelor și s-au luat toate mașinile suspecte și s-au verificat mașină cu mașină. Concret, ce s-a făcut în anchetă în seara de vineri după ce a fost anunțată dispariția fetiței? S-au mobilizat forțe și a început căutarea pentru a găsi de ce era dispariție la acea dată. S-au luat, și mă repet, în jurul orelor 19:33 când a fost anunțat până 112, în cel mai scurt timp, în 6 minute, un echipaj a ajuns acolo și începând cu orele 20, au început să vină forțe de la Găiești, iar la ora 21 de la IPJ Dâmbovița. Vă mulțumesc! Au fost angrenate în această misiune? Deci, în jur de 120 de cadre în orice moment. În jur de 120 de cadre. Iar duminică urmau la prânz, urmau încă 40 de polițiști de la IPJ Argeș, 40 de la IPJ Prahova, iar colegii jandarmi mai mobilizează peste 100 de jandarmi. Conform procedurii, când în țara noastră până sâmbătă seară la ora 19 astfel de antecedente. Luăm măsurile necesare, deci noi luăm măsurile necesare specifice pentru aceste. Deci luăm măsurile necesare. Măsurile sunt informative operative. Vă mulțumesc mult. Liviu Vasilescu, puține explicații clare în fața jurnaliștilor despre modul în care s-a acționat în cazul anchetei din Dâmbovița. Vă reamintesc faptul că bărbatul din Olanda, suspectat de crimă, cel care ieri s-a sinucis aruncându-se cu mașina practic în fața unui tir, acesta fusese condamnat pentru pedofilie, apărea într-un registru al autorităților olandeze. Cu toate acestea a venit de 4 ori în România fără ca cineva să tragă un semnal de alarmă. De fiecare dată acționa la fel, a închiriat o mașină, s-a plimbat prin diverse zone din țară unde se fac acum anchete, însă de această dată se pare că a și ucis-o pe Adriana, fetița de 11 ani din Dâmbovița. Vom reveni în scurtă vreme cu informații de ultimă oră din această poveste. Este absolut șocantă. Vorbim însă în continuare despre cazul Caracal. Vă spuneam că în continuare